Dragi prieteni, suntem la Teatrul Național din București. Începem spectacolul cu piesa No Man's Land, în regia prietenului nostru bulgar, Alexander Morfov, o adaptare după filmul No Man's Land de Dani Stanovici, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 2001. Acum fix 2 ani și jumătate ar fi trebuit să mergem să jucăm la Teatrul Academic din Kiev, Ivan Franko. Din păcate, din cauza pandemiei COVID-19, n-am putut să mergem. Sperăm că vom ajunge totuși să ne întâlnim cu gazdele noastre din Kiev. Exact în aceste zile noi comemorăm Revoluția Română. La Timișoara, la București, foarte mulți, din păcate prea mulți tineri au murit pentru libertate, pentru democrație și pentru eliberarea de sub dictatura comunistă. Dar în zilele astea ne gândim și la voi, actorii și toți angajații Teatrului Academic Ivan Franko din Kiev, la toți artiștii din Ucraina, la întregul popor ucrainean. Vă respectăm, vă admirăm pentru lupta voastră, vă susținem și ne rugăm să aveți un Crăciun cât se poate de fericit și de liniștit și mai ales un an nou care să vă aducă pace. Slava Ucrainii! Heroi slava!